Salut, adică oameni buni, bine v-am regăsit! În acest episod vom vorbi despre programul Noua Casă sau Prima Casă, cum era înainte, și vom vedea exact care sunt avantajele, dezavantajele, cât costă ca să-ți cumperi un apartament sau o casă prin prima casă și ce pondere are acest program în totalitatea tranzacțiilor și a locuințelor din România. Ok, hai să începem! Și astfel, în primăvara anului 2009, deoarece guvernul avea nevoie de bani, deoarece ne aflăm în plină criză economică, s-a gândit să impulsioneze cumva economia și ce metodă mai bună de a face acest lucru decât prin intermediul imobiliarelor. Da? Și astfel a luat ființă programul Prima Casă, care de 15 ani de când este pe piață, mai nou Noua Casă, el s-a dovedit a fi un real succes și o decizie corectă ce a fost luată în acel moment, deoarece a fost impulsionată atât economia cât și dorința oamenilor și posibilitatea acestora de a accesa un credit imobiliar în condiții foarte bune. Pentru anul 2023, guvernul a aprobat un buget de 1,5 miliarde de lei, aproximativ 300 de milioane de euro pentru programul Prima Casă, ceea ce este similar cu cel din 2022, deoarece a considerat că nu mai este, guvernul a considerat că nu mai este nevoie de acest program în piață atât de mult și pe fondul creșterii dobânzilor și a scăderii cererii pentru acest program, deoarece în 2021 au fost aprobate 13.000 de dosare prima casă sau noua casă, iar în 2022, anul trecut, au fost aprobate 9.000 de dosare. Deci o scădere destul de importantă, tocmai din cauzele pe care le-am menționat ceva mai devreme. Dacă ne gândim că la nivel național se vând anual aproximativ 300.000 de locuințe, noi și vechi, bineînțeles, atunci aportul pe care îl are programul Prima Casă la nivel național este de doar 3%. Deci ceva destul de mic și dacă ne gândim iarăși că jumătate se vând, să spunem că jumătate aproximativ se vând din locuințe, se vând cu credit, iar jumătate cu prin cash, atunci din cele 150.000 de locuințe vândute anual la nivel național, doar o mică parte din acestea, cam 6%, sunt achiziționate prin prima casă. Da? Deci aportul programului Prima Casă, deși unul foarte important pentru cei care nu dispun de cei 15% ca și avans, este unul destul de limitat, deoarece în ultimul timp și băncile au venit cu oferte destul de bune, iar programul Prima Casă nu mai este atât de avantajos din punctul de vedere al dobânzilor. Iar în totalul imobililor la nivel național, care sunt undeva de peste 9 milioane, ne putem gândi, dacă ne raportăm la anul 2022, când au fost vândute 9.000 de imobile prin intermediul primei case, atunci acestea reprezintă doar 0,1% din totalul imobililor la nivel național. Deci, iarăși, un procent destul de mic, dar să nu limităm totuși și să nu diminuăm din beneficiile pe care acest program l-a adus de 15 ani de când rezistă și aduce o plusvaloare pe piața imobiliară din România. Și să vedem acum cât costă ca să-ți achiziționezi un imobil în 2023 prin intermediul Prima Casă. De exemplu, dacă ne raportăm la un apartament la plafonul maxim de 70.000 de euro pentru a beneficia de avansul de 5%, ar trebui să dai un 3.500 de lei avans, iar 66.500 de euro să fie creditul pe care îl accesezi prin programul Prima Casă. Pentru cei 66.500 de euro pe o perioadă de 30 de ani, vei plăti aproximativ 2.300 de lei pe lună. La aceasta se adaugă, bineînțeles, asigurarea și comisionul de la fondul de garantare pe care îl plătești în decembrie, care este de aproximativ 500 de lei în fiecare an. Pentru cei mai pretențioși care
își permit să achiziționeze o locuință și doresc să o facă prin programul Prima Casă de până la 140.000 de euro, pentru aceștia rata va fi aproximativ 4.100 de lei, tot pe o perioadă de 30 de ani, la care se adaugă, bineînțeles, asigurarea și comisionul fondului de garantare. Dacă ar fi să ne referim la avantajele și dezavantajele acestui program, atunci, din punctul meu de vedere, principalul avantaj este doar acel 5% avans pe care trebuie să îl dăm atunci când accesăm acest credit. Da, față de cei 15% în cazul unui credit ipotecar normal, este o diferență de 10%, de exemplu, la un apartament de 100.000 sau o casă de 100.000 de euro, reprezintă 10.000 de euro, lucru pe care îl putem, bani pe care îl putem folosi pentru, de exemplu, mobilarea casei, da? Și ne-am putea muta imediat dacă suntem la limită cu banii, ceea ce reprezintă, bineînțeles, un avantaj foarte important. Printre dezavantaje este faptul că nu se poate vinde casa achiziționată prin programul Prima Casă timp de 5 ani, iar dacă dorești să închiriezi această casă, va trebui să o faci doar cu acordul Ministerului Finanțelor, da? Cu al fondului de garantare, ceea ce are și este un oarecare impediment. Bineînțeles, în realitate mulți nu țin cont de acest lucru, ceea ce face ca să nu fie un dezavantaj atât de mare, da? Dar dacă vrem să o vindem, bineînțeles, va trebui să luăm acordul fondului de garantare pentru a face acest lucru, ceea ce este un pas în plus, încă o chestie birocratică la care trebuie să ținem seama în momentul în care cumpărăm prin programul Prima Casă, ceea ce nu se întâmplă în cazul băncilor. Bineînțeles, dacă mai ai de achitat, va trebui la fel, în cazul unui credit ipotecar normal, să iei acordul băncii și să găsești o formulă prin care să achiziți debitul, iar noul cumpărător să ori să preia creditul, ori să achite creditul, să achizi tu creditul și el să îți plătească practic diferența de bani. Da? Deci acestea sunt avantajele. Avantaj 5% dobândă, 5% avans, da, față de 15% în cazul unui credit normal pentru casele până în 70.000. Dezavantaj că în cazul vânzării sau închirierii va trebui să ceri acordul Ministerului Finanțelor. În concluzie, programul Noua Casă, cum se numește în început din anul 2020, chiar dacă nu mai se bucură de același succes ca la început, reprezintă totuși un colac de salvare pentru cei care nu au o sumă de avans atunci când vor să-și cumpere o locuință destul de mare pentru a acoperi acel 15% care este în mod normal în piață. Da? Și dacă ne gândim și la faptul că cei care au fost pe robor pot trece la IRCC și să beneficieze în această perioadă cel puțin de o dobândă mai scăzută, atunci cu siguranță programul Prima Casă se va bucura în continuare de un succes major, mai ales dacă ne gândim că prețurile imobililor au crescut, așadar a crescut și avansul pe care trebuie să îl avem în momentul în care ne dorim să cumpărăm o casă. În continuare, cererea pe piața imobiliară din România este destul de crescută, astfel încât chiar dacă în aceste momente cererea a scăzut pe acest segment, cu siguranță în anii ce vor veni, programul Prima Casă se va bucura în continuare de un mare succes. Ok, cam atât pentru azi, dragilor. Sper să ne vedem bine, sănătoși și la pumnul groși data viitoare. Ciao!